Bătrânii miros a drojdie, de Flavia Petrei. Personaje: Mihnea adult, copilul, bunica, mama, tanti Rica, vecinul, vânzătoarea. Uneori decid să mă opresc. Uneori anumite mirosuri, anumite imagini, anumite cuvinte mi-aduc aminte de străduța asta, de un loc pe care acum îl văd asemenea unui tărâm magic, unde orice dorință prinde contur, unde există prieteni imaginari, unde viața e veșnică, unde mâncarea vorbește, iar singura problemă pe care o poți avea e să alegi între înghețată de vanilie și înghețată cu gust de pepene. Dacă te oprești și privești atent, e unul dintre cele mai frumoase locuri. E teribil de stupid, dar vorbesc despre un bloc. Un bloc cu 10 etaje, un bloc vechi unde uneori liftul merge, alteori nu. Un bloc unde se lasă ziare la intrare. Un bloc unde sunt trecute numele locatarilor lângă interfon. Dacă te gândești, nu are nimic special, dar mie mi-aduce aminte de bunica. Uneori îmi vine să plâng când trec pe lângă el. Câteodată decid să mă opresc măcar 10 minute, alteori îmi spun că nu pot să nu fiu atent la muncă încă o dată din cauza asta și pur și simplu trec pe lângă el. Când eram mic, aveam atât de multă energie că de fiecare dată când aveam ocazia, alergam până la etajul 6 și eram așa de bucuros când vedeam că ajung înaintea bunicii care urca cu liftul. Dacă aș putea cere ceva, dacă pentru un moment aș putea să-mi pun orice dorință, mi-ar plăcea să pocnesc din degete și să mă trezesc la etajul 5, alergând spre etajul 6, având 10 ani și sperând că o să ajung din nou înaintea liftului. Ca apoi să-i spun calului meu, imaginar bineînțeles, că dacă o să continuăm să ne descurcăm atât de bine, ne-am putea înscrie la ce campionat vrem noi. Uneori mă gândesc că am iubit-o pe bunica mai mult decât pe mama. Un secret într-o mare de altele. Scena 1. Mama și copilul sunt în mașină, în drum spre bunica. Mama este ocupată și vorbește la telefon. Mami, mama, ai promis că îmi cumperi înghețată. Crezi că am putea să ne oprim să cumpărăm înghețată? Așa cum am spus, nu putem să depășim deadline-ul. Proiectul ăsta e destul de... Mami! Nu putem. Sunt sigură că bunica a făcut deja tartă cu fructe și apoi ți-a mai povestit de efectul nociv al laptelui. Lapte degresat și reconstituit. De altfel și valoarea energetică mult prea mare. Dar... Te rog să mă să te ocup de sarcina asta în mod special. Mami, știi? Mai tăi mergem împreună cu familia la mare. Vreau și eu să mergem cu familia la mare. Crezi că... Uite, eu și tatăl tău. Am găsit deja o tabără de astronomie și astrofizică pentru tine, care se întâmplă să fie chiar lângă mare. Dar eu vreau să merg cu familia. Uite, părinții lui Matei ies cu el în fiecare weekend. Nu, așa ceva este inadmisibil. Nu vreau să accept un refuz în situația asta dată. Mami. Scena 2. Matei și familia lui merg mereu la mare împreună. Mie nu-mi pasă de mersul la mare în tabără și așa e plictisitor. Avem ore în fiecare zi, dar ore așa, ca la școală. Eu vreau să merg cu părinții la mare. Ei sunt mai mereu plecați sau la muncă. Iar dacă sunt acasă, vorbesc la telefon. Eu vreau să mergem într-o excursie împreună. Ei, mă rog, poate vom merge la un moment dat împreună. Ar fi atât de tare. Marea e ca... ca bolul de sticlă de lângă patul meu, jumătate umplut cu nisip și jumătate cu apă. Doar că e mult mai mare. Știu că apa din bolul meu nu e apă de la mare, nu e nici măcar apă. Iar nisipul nu e nisip făcut din scogi. Mereu mi-a plăcut marea. E o fată la mine în clasă care zice că e îndrăgostită de mare. Am întrebat-o de ce. Mi-a răspuns că e atât de complexă, că e simbolul lunării dei atât de frumoase. A zis că e atât de adâncă, încât niciun scafandru nu a ajuns încă până la adâncul ei. Mi-a zis că o face să se relaxeze. Mi-a zis că atunci când e tristă, se imaginează singură pe plajă, așa trebuie să fie mult mai frumos decât atunci când sunt atâția oameni care fac gălăgie. Totuși, dacă aș merge cu ai mei la mare, cred că asta ar fi ultima mea problemă. Zgomotul făcut de atâția oameni adunat la un loc.
Cred că marea atât de frumoasă e un adevărat mister. Eram curios de ce se află în larg. Eu nu am voie niciodată să înot prea departe. Mama a zis că marea e un ecosistem. Nu prea am înțeles, dar știi că e asemenea lumii noastre. Asemenea lumii de pe uscat. Doar că fără oameni sau păsări. Și doar foarte mulți pești, meduze, căluți de mare și corali. Mami spune că aproape fiecare element al lumii de pe uscat are un echivalent în lumea subacvatică. Coralii, de exemplu, sunt asemenea copacilor, doar că ei sunt colorați în aproape orice culoare, în timp ce copacii au doar frunze verzi. Scena 3. Copilul și bunica coboară la chioșc. Ajung la parter și coboară din lift. Bună ziua! Bună să-ți fie inima, măi băiete! Aveți puțină răbdare, vă rog! Vecinul se uită confuz către bunica sa, care începe să râdă. Nu, nu, nu înțelegeți. Ei sunt prietenii mei. Nu plec niciodată fără ei. Yo-Yo și Pepsi. Doi cai. Doi cai adevărați, vă spun. Dacă aș ști dumneavoastră, odată am fost la doctor, mă lovise un băiat aici. Exact aici, la ochi. Și au stat cu mine tot timpul. Ba chiar doamna doctor a zis că fără ei nu s-ar fi descurcat. Mă rog, de când m-a lovit Justin și a trebuit să mergem la spital, mama s-a speriat așa de tare că de atunci nu prea mai am voie să ies afară. Dar ce contează asta când eu mă pot juca cu Yo-Yo și Pepsi? A, fiule, îmi cer scuze. Noi văzusem. Încântat de cunoștință. Bunica și ei se bucură să vă cunoască. Spun chiar că le place de dumneavoastră. Stați liniștit. Aveți puțină răbdare. Spuneți, deci, că v-ați plictisit? Ce se întâmplă, micuțule? De obicei, când nu suntem acasă, îi las să alege până la ferma care e puțin mai sus de casa noastră. Acolo mai sunt o grămadă de alți cai cu care aleargă și vorbesc. Știți? Vorbesc o grămadă. Oh, nu o mai spune. Și despre ce vorbesc? Vorbesc despre... Păi, nu e politicos să le ascult conversațiile, dar uneori îi mai povestesc. De cele mai multe ori, ori vorbesc despre iarbă, la ferma asta este un armăsar pur sânge, care e mai mereu înscris la competiții internaționale. Așa că le povestește celorlalți cai despre locurile în care a mers sau le spune poveștile altor cai pe care îi întâlnește. Ești sigur de asta? Da! Sunt mai mult ca sigur. Sunt prietenii mei, iar dacă ei îmi spun ceva, eu îi cred pe cuvânt. Știi, sunt curios. Crezi că aș putea și eu să vorbesc cu ei? În ce limbă vorbiți voi? Confusă treabă. Încă nu înțeleg, cred. Doar că ei sunt așa puțin timizi. Până acum nu au vrut să mai vorbească decât cu mine și cu cai de la fermă. Am înțeles. A, uitați! Au spus că dacă ați avea și dumneavoastră un cal, ar fi mult mai frumos, ar fi mai mult decât bucuros să vorbească cu el. Dragule, cred că ar fi deja un moment prielnic să mergem. Da, bunico, aproape că uitați-mi pentru ce am coborât. O zi frumoasă! Caii mei vă spun la revedere! Așa să fie, măi, ole, și bună să aveți! La revedere! Bunico, bat pariu că pot să alerg mult mai rapid decât tine și că nu o să ai cum să mă prinzi. Zici? Da, sunt sigur. Uite, de data asta mă ajută prietenul meu, Yo-Yo. Începe să alerge către ieșirea din bloc. Scena 4. Bună ziua! Bună ziua! Ce cauți? Vreau înghețată. Înghețată cu pepene sau nu? Înghețată cu vanilie, da, sau... În ritmul ăsta o să facă coadă. Înghețată cu pepene vreau. Bărbatul meu, păi să-ți spun. Bărbatul meu mânca pepene. Îi plăceau așa de mult pepenii, chiar de asta a plecat. Încă nu înțeleg ce-o fi văzut. Eram în vacanță, mergeam la mare și a coborât din mașină să cumpere chipurile. Un pepene. Mi-a făcut un semn să cobor să întreb pe drum
cât plătea el. Și acum țin minte. Nu o să-ți vină să crezi. La naiba cu el. S-a urcat în mașină. Singur, nu? Dar de unde? Cu tot cu vânzătoare. Și-a plecat. M-a lăsat. Literalmente m-a lăsat așa, cu hainele de pe mine. Am ajuns cu chiu cu vai înapoi acasă. Eu n-am mai auzit așa ceva și am zis să stau să văd ce are de gând. Am primit cererea din divorț prin poștă. De fapt, două înghețate. Una și pentru bunica. Dacă mă gândesc bine, nici eu nu prea înțeleg. Nu, Yo-Yo, tu dacă o să te căsătorești vreodată, sunt mai mult ca sigur că nu vei ajunge să te divorțezi. E un proces tare complicat. Trebuie să semnezi o grămadă de acte, să mergi la notar, să vorbești cu un avocat, apoi să plătești o grămadă de taxe. Mama ar spune că ai nevoie de foarte multă răbdare. În principiu, nu e chiar așa de rău. Uite, îți spun. Am un coleg la școală care, după divorț, a rămas cu mama lui și acum poate să iasă de fiecare dată când vrea. Și mama lui îi cumpără o grămadă de chestii. În plus, nu o să-ți vină să crezi, dar uite, în fiecare vară merge cu tatălui la mare și stau acolo împreună și îl lasă să se joace cu alți copii și apoi îl lasă să sară în trambulină și să meargă cu trenulețul de pe plajă, îi face toate mofturile. Dacă vrea ceva, tot ce trebuie să facă este să-l roage pe tatălui și atât, nimic mai mult. Iar de fiecare dată, tatălui e de acord. Știi, e ca și cum ai câte ceva, e ca și cum ai avea câte două lucruri din orice. Două cadouri de Crăciun, două petreceri de ziua ta, două excursii cu familia, două cadouri de Paște, îți vine să crezi? Ție ți se pare stupid. De ce? Da, așa e. În filme oamenii își promit, ba chiar jură că vor rămâne împreună până când moartea îi va despărți. Îți spun că sunt suflete pereche. Și cred cu desăvârșire asta sau cel puțin așa pare. Atunci, de ce după un timp pur și simplu renunță unul la altul? De ce devin răi unul cu altul? De ce nu se adaptează la nevoile celuilalt? Unde se duce iubirea? Oare pleacă și ea într-o vacanță la mare la un moment dat? Da, cred că așa se întâmplă. Și apoi? Ah, știu! Apoi uită să se întoarcă sau o face doar prea târziu, chiar și pentru cei care au răbdare. Cred însă că oamenii sunt niște ființe atât de frumoase și de complexe, îndeajuns de capabile încât să facă eforturi pentru a menține o relație. Căsnicia nu e un măr din care muști și apoi arunci. Așa spune bunii tot timpul, că vorbim de bunii. Uite că a ajuns. Ei, dar rapid e calul ăsta al tău. Spune drept, ce-i dai de mâncare? Înghețată cu pepene. Scena 5. Bunica și copilul sunt la bucătărie. Bunica pregătește de mâncare. Da, sunt sigur de asta. Uite, eu cred că aș putea să o conving pe bunica să nu te taie. Pe cine să tai? Pe varză. Varza m-a rugat frumos, frumos tare de tot, să spun să nu o tai. Te-a rugat ea pe tine? Da. Bine atunci. Și ce ți-a mai zis? Păi, uite, dacă vrei, o pot întreba eu pentru tine. Întreabă ce părere avea de o baie caldă, nu ala mea preferată, special pregătită pentru ea. Bine. Uite, varză dragă, să-ți spun ceva. Mama zice că igiena e foarte importantă. Iar dacă nu vrei să o crezi pe mama, așa spune și doamna doctor de la școală, cât și doamna dentist. De exemplu, dacă nu te speli la timp pe dinți, sigur vei face carii, iar apoi, dacă nu scapi rapid de ele, o să-ți trebuiască proteze. Când eram puțin mai mic, eram speriat de spălatul pe dinți. Pasta mi se părea atât de ciudată și credeam că dacă o să-mi frec prea tare dinții, o să-mi pice. De fapt, ei picau pentru că aveau să-mi crească alții. Așa că, fără să le spun părinților, am decis să nu mă mai spăl pe dinți. Am făcut o care atât de mare și a trebuit după să mă duc la dentist să-mi pun o plombă. Uite, e așa, ca o plastilină care îți completează dintele. Dacă nu te speli pe mâini și după mănânci,
atunci vei intra în contact cu o mulțime de bacterii. Așa că o baie caldă e cel mai bun lucru de pe lume. E amuzant că și bunica e de acord cu ipoteza asta. Așa e, Varzo. Igiena individuală e la fel de importantă ca gramatica și geografia. Și totuși, are o piele tare ciudată. Cred că e din cauza faptului că nu s-a spălat la timp, poate. Ea doar s-a spălat de prea multe ori, așa încât a ajuns să aibă piele atât de încrețită. Dar ție, dragă Varză, îți promit, doar ai încredere în mine, tu nu vei păți așa ceva. Mă voi ocupa eu să nu stai prea mult la baie. Dacă încă nu ești sigură de cât de important e să faci baie, o să-ți povestesc ceva. Am o colegă la școală, al cărei tată lucrează în construcții. Mi-a zis că în fiecare seară când ajunge acasă, primul lucru pe care îl face e un duș, pentru că de multe ori puțin beton se lipește de piele și cică betonul ăsta și alte substanțe asemănătoare ți-ar pelea. Noi nu am crezut, așa că ea a decis să încerce. Lăsați puțin beton pe mână, aici, da, exact aici. Și a încercat să-l țină cât mai mult. După nici măcar o zi, a început să ustre groaznic, iar acum are o pată roșie acolo. Dacă ar fi spălat suprafața aia pielii la timp, nu ar mai fi pățit nimic. Mă rog, tu, dragă Varsă, nu lucrezi în construcții. Dar povestea asta era doar așa, ca să înțelegi că ce schimbări ar putea aduce o bună igienă. Ei, ce spune? A zis că e de acord. Bine, atunci am să-i pregătesc o baie caldă. Cât timp ea face baie, hai să mergem să mâncăm. Uite, exact acum am terminat de pregătit ciorba. Scena 6. Bunico! Da, dragule? Uite, voiam să te întreb de ce mâncăm. Știi, adică stăm mereu atât de mult timp ca să mâncăm, iar tu stai atât de mult la bucătărie ca să faci mâncarea. Mâncarea suplinește o nevoie de bază. Pentru fiecare acțiune pe care o facem, avem nevoie de energie. Chiar și atunci când dormim, corpul nostru consumă energie. Ca să înțelegi, avem nevoie de energie când facem lucruri complexe, cum ar fi alergatul sau mersul pe munte, dar tot de energie avem nevoie și atunci când ridicăm mâna să salutăm pe cineva. Energia asta o luăm din mâncare. Tu vrei să spui că e ca și cum am stocat combustibil și îl folosim atunci când e nevoie? Da, asta vreau să spun. Și dacă nu mâncăm pentru o perioadă de timp, ce se întâmplă? Atunci când nu îi oferim corpului tău niciun fel de combustibil, va începe să se folosească de celulele grase, adică o să începi să slăbești. Dacă nu mănânci o zi întreagă, nu se vor vedea diferențe prea mari. În schimb, dacă nu mănânci o săptămână, vei vedea că o bună parte din masa corpului tău a dispărut. În linii mari, am putea spune că mâncăm ca să creștem mari. Și mâncarea asta cum se face? Ha-ha, dragule! Mâncarea bună se face la bucătărie. Mâncarea bună se face acasă, fără prea mult zahăr sau ulei și cu o grămadă de legume. Bunico, voiam să spun că te iubesc. Te iubesc atât de tare. Și bunica te iubește, dragule. Știi ce mă bucur că tu, bunico, o să ai mereu grijă de mine? Mereu, mereu. Așa-i, bunico? Ei, aproape mereu. Uite, vezi, acum îți e foame, mănânci ciorba asta, dar nu-i problemă. Dacă îți va fi din nou foame, îți voi mai pune o porție și apoi alta și alta. Dar la un moment dat o să trebuiască totuși să gătești din nou. Vezi, dragule, la un moment dat o să trebuiască să gătești din nou. Acum oala de ciorbă e plină, în care pentru fiecare porție o bucată de carne. Ce vrei să spui? Spun că, uite, așa cum ești tu plin de energie, așa e și oala de ciorbă din bucătărie, plină. Apoi însă, pe măsură ce mănânci din ea, începe să se împuțineze. Și când rămânem fără, ce facem? Ha, bunico, când rămânem fără, tu faci altă ciorbă. Uite așa, și e mereu la fel? Păi, dacă ar fi mereu la fel, m-aș plictisi. Uneori de găluște, alteori de porc sau de vită, uneori de legume. Mie nu prea îmi place ciorba de legume, dar mama spune că sunt foarte bune legumele.
Da, dragule, vezi, ca să pot face altă ciorbă, trebuie să o terminăm pe asta. Așa e și cu oamenii. Nu trăim veșnic. Dacă am trăit veșnic, nu am avea copii. Copii cu care să ieși tu afară să te joci, copii cu care să mergi la școală. Copii așa cum e colegul meu Matei, nu? Da, exact așa cum e Matei. Uite, corpul nostru ar avea două posibilități. Să trăiască veșnic sau să lase alți copii să se nască, să se joace, să crească. Iar corpul nostru ale să-i lase pe alți copii să crească. Păi, și bătrânii? Bătrânii trebuie să aibă mereu grijă de noi și să facă băi calde pentru varză, ca varză din bucătărie. Da, doar că nu mereu. Noi ne jucăm la un moment dat, așa, ca un joc de a-ți ascunselea. Jocul începe încet. Uite, e jocul Sfintelor Scripturi și chiar și Domnul l-a jucat. Tu o să crești, iar eu o să lipsesc o perioadă. La început o să lipsesc o lună, apoi două, apoi o să continui să întârzi, căci nu voi mai avea puterea să mă întorc. Dar nu-i bai, căci mă voi gândi la tine. Păi și eu? Dacă ne jucăm așa, înseamnă că pot să te caut? Nu. Trebuie să ai răbdare să mă întorc. Doar știi, nu o să plec prea departe. Păi și ce treabă are ciorba cu jocul? Păi are. Ai să vezi că are. Acum însă trebuie doar să înțelegi, să ai răbdare și să nu te superi, căci știi că nu poți face două ciorbe în același timp. Păi, nu poți. Păi, vezi. Știi ce nu înțeleg? Nu am înțeles niciodată de ce oamenii morți se odihnesc în cimitir, deși nu rămân undeva mai aproape de casă, iar cei care stau la curte, deși nu sunt înmormântați în propria curte. Am auzit că ar putea avea legătură cu biserica și Dumnezeu. Eu unul nu prea am înțeles ce face. E puțin confuz pentru mine. Uneori mi se pare că Dumnezeu are grijă de mine să nu pățesc nimic rău. Alteori că dacă nu voi fi ascultător, mă va pedepsi. Am auzit că e destul de rău cu oamenii care fac păcate și îi trimite în iad. Cum ar putea să fie și iertător, dar și rău în același timp? Asta ar putea însemna că poate există doi. Unul rău care te pedepsește dacă faci păcate și încă unul care are grijă de tine. E ciudat cum poate avea el grijă de toată lumea. Măcar el are câte un înger pentru fiecare, iar mai apoi el se ocupă de chestiile cu adevărat serioase. Uneori mă gândesc că îi pune pe înger să îi facă câte un raport cu ce se întâmplă. Se poate să aibă o adevărată arhivă cu datele noastre, ale tuturor. Barzo, trebuie să-ți povestesc ceva amuzant. La școală, un coleg l-a întrebat pe profesorul de religie cine l-a creat pe Dumnezeu. Eu cred că e o întrebare destul de logică. Poate oare să fie existat așa dintotdeauna? Proful s-a blocat. Câteva secunde nu a mai spus nimic, iar apoi a zis că nu e bine să întrebe așa ceva. Vă întreb pe voi, Yo-Yo și Pepsi, credeți că e bogat? Doamna învățătoare spunea că biserica e casa Domnului. Asta înseamnă că are o grămadă de proprietăți. Sau, de fapt, am înțeles eu greșit și, pentru că el le-a creat, îi aparține întru totul. Ei bine, asta înseamnă că e stăpânul lumii. Varzo, dacă e stăpânul lumii, înseamnă că e și stăpânul ciorbelor. Da, Varzo, al ciorbelor, astea făcute de bunici. Scena 7. Te servesc cu o cafea? Da, dragă. Și ea spune, ce se mai întâmplă? Nu știu, de când cu vremea asta, dragă, nu mai pot. Și că am avut am probleme cu coloana. Abia de mă mai pot ridica, zău. Nu știu ce s-a mai întâmplat. Dar de când cu vremea asta, chipurile zic că ăștia că ajută la agricultură. Acum nu știu ce să zic. Da, dacă spun ăștia, așa e, că doar v-ați ști, dacă nu de la televizor. Dar ai văzut? Ai văzut, măi, ce-o zis că vor să facă? Eu nu mai înțeleg pe cine să cred, că nu mai fac nimic, dar nimic. Așa-i. E bună cafeaua? Bună tu, bună. Dar știi, să zic una. A ajuns, măi, fata lui tanti Doina, măi, la conservator. Acum nu știu ce să zic. Dar de cafea, uite, știi? Cine mai face așa cafea mai bună? Dar acum să nu te superi. Cine? Tanti Argentina. Tanti Argentina, de la 2, care citești în cărți de tarot? Nu ți-am spus că nu te ajută la nimic? Ce-i dai bani pentru nimic? Așa, stai să zic.
Acum, serios, măi, serios că au zis la televizor, la Zodiac. Am noroc. Acum, așa cine mi-a zis că așa e. Și ce m-am gândit eu? Păi ce zic? M-am dus și am pus un bilet la lot. Dar eu tot am pus o perioadă, am văzut că nu pică nimic. Dacă m-am zis și la televizor, a zis și Argentina, să citesc în ori și numerele mele. Loto. Loto! Ha-ha, la televizor! Mama spune că e doar o pierdere de bani și că șansele sunt mult prea mici, iar zodiacul să aibă dreptate, nu cred. Mama spune că e doar pentru oamenii nepăsători, cei care nu fac nici cel mai mic efort pentru a depăși instinctele lor animalice. Știi ce mă bucur? Că mai am 2 luni și termin rata la car. Car. Gata, știu. Ce are? Da, așa se pronunță. E ce areu, bătrânilor. Hai, că nu e ok. Ce are? Gata, știu. Mama a vorbit odată despre asta cu tata. Casa de ajutor reciproc. Bingo! Eu mă descurc chiar atât de bine, știi doar. Am vorbit cu doamna Doina și am întrebat-o și pe ea cum stă. A zis că se descurcă oarecum. Mi-a răspuns, știi cum răspunde ea. Când e bine, e bine. Când e rău, e rău. Problema e că la mine e cam rău. Nu mai descurc. De unde bani, pensia asta, ieri am luat. Ieri. Mai am 1 milion de ani. Ce să fac eu cu 1 milion? Trebuie să-mi iau de mâncare toată lumea de banii ăștia. Și n-am putut să-mi plătesc rata. Casa de ajutor reciproc. Trebuie să fie de bine, nu? Casa e de bine. Ajutor pare să fie de bine, dar e reciproc și asta. Ciudat, cum ar fi? Cum ar fi dacă bătrânii, având atât de mult timp liber, lăsați deoparte, rămânând în urmă? Cum ar fi dacă ar avea o asociație? Așa, ca în filme? Cum ar fi dacă ei literalmente ar pune țara la cale? Ar putea face asta? Ar putea. Sigur, asta e. Au o asociație secretă în care fiecare bătrânel și se întâlnesc acolo. Nouă ne spun că merg să joace bingo. Când ei au, de fapt, o asociație secretă, totuși, mă gândesc că ratele astea... Ciudat, cred că trebuie să plătești constant o taxă pentru asociația asta. Și tanti Rica o fi rămas în urmă și vor să o scoată bătrânii. Vreau să mă poți ajuta tot ceva bani. Uite, cu siguranță. Nu știu dacă acoperă toată rata, dar sper să ajute. Sper doar să mă descurc cu problemele, știi tu. Da, nu-i de gând. Cu inima ta e mare lucru, cât nu te supăra pe mine, că mai ești aici cu noi. Da, doctorul spune că o să fiu bine, că există șanse foarte mari de reabilitate în urmă operației. Da, Teodora, știi? Ai spus că ai să-i zici cât de curând. Ai reușit să-i zici? Da, micuțule. Nu știu cum să le spun. Bunica, dar eu o iubesc pe bunica. Păi, eu am crezut că bunica e sănătoasă, așa, ca un brad. Efervescent. Cum spune ea mereu, bunica o să aibă mereu grijă de mine, așa-i? Așa-i? Se ridică și fuge în camera lui. Bunica încheie conversația cu tanti Rica. Aceasta pleacă și apoi se duce să vorbească cu băiatul. Scena 8. Mihnea! Aici erai. De ce plângi, dragule? Dar de ce te-ai supărat așa de tare? Păi, bunico... Bunico, eu am crezut că tu o să trăiești pentru totdeauna, că o să te joci cu mine și o să-mi faci tartă cu fructe și o să ai grijă de mine și o să-mi iei mereu înghețată cu piepene. Uite, ți-am zis eu să nu mai plângi. Ți-am mai explicat, timpul, dragule, e irreversibil. Adică e rău, e așa de rău. Nici vorbă. Nu se poate schimba. Trebuie doar să le acceptăm și să ne conformăm. Eu o să am mereu grijă de tine. Mă crezi, așa-i? Te cred, dar... Dar ce?
Adică tu ai să mor la un moment dat, iar eu nu vreau să mor. Ei, și ce dacă? Ia uită de astea, uită-le. Într-o zi murim, așa e, dar toate celelalte sunt ale noastre, ale noastre. Să mâncăm ciocolată, să ne jucăm și să călărim cai. Da, da, cai, precum Yo-Yo și Pepsi. Serios? Serios, serios. Știi, voiam să te întreb. Da, dragule. Crezi că am putea merge la mare? Așa, împreună. Crezi că ai putea să o convingi pe mama să mergem împreună la mare? Să vii și tu și să îl convingi pe tata să-și ia liber de la job. Ei, dragule, știi la ce mă pricep eu cel mai bine doar. Sigur că am să-i conving. Am să-i conving să mergem împreună la mare. Iar eu, normal că am să vin și eu, doar ce te gândeai. Uite, când vine mama, primul lucru pe care îl fac e să vorbesc cu ea despre asta. Și nu doar așa, o voi convinge. Iar dacă totuși nu vrea, știi ce facem? Mergem noi doi împreună. Serios? Serios, serios. Acum hai la bucătărie să mâncăm tartă cu fructe. Păi, și cum ajungem noi până la bucătărie? Călare, cum altfel? Copilul își revine, se oprește din plâns. Cei doi încep să se joace, în fundal se aude muzică, momentul lor durează câteva minute. Scena nouă. Eu ți-am zis să nu-ți faci probleme că se ocupă bunica. Uite, dragule, asta e ultima găleată de nisip. Acum podeaua nu mai e podea, e o adevărată plajă. Ei, ce spui? De parcă ar fi fost întotdeauna o plajă. Uite, acum avem chiar și briza mării. Da, o pot auzi în scoici, în scoică, în timp ce călăresc un cal de mare, bunico. Vezi, bunico, vezi? Un adevărat cal de mare. Aș putea sta aici o viață întreagă. E plaja doar a mea, bunico, doar a mea. Aproape că pot să urc pe cărușii și cred că tocmai ce am văzut o meduză, una transparentă. Și uite că aici nu am nevoie să merg cu vaporașul, că pot străbate marea dintr-un pas. Bunico, cred că aș putea face chiar un castel de nisip, sau nu? O cetate în care să locuiască așa de mulți oameni și care să aibă un șans de apă în jurul ei în care să noate crocodili. Uite-o, bunico, în not! Dragule, doar nu crezi că eu nu m-aș descurca să not cu tine, nu? Bunico, dar nu știam că tu știi să noți. A, bineînțeles! Știi ce am uitat să aduc? Alge ai uitat să aduci. Sunt sigur că la mare sunt o grămadă de alge. Da, cu siguranță. O să aduc și câteva alge imediat, dar mai e ceva de care am uitat. Știi ce? Cum miroase apa de la mare? De ce putem pluti când mergem la mare? Știu. Apa asta nu este sărată. Asta e. Avem nevoie și de apă sărată. Sare de mare, bunico. Mă duc să aduc câteva alge și niște sare. Putem face și valuri? Valuri? Bineînțeles că da. La mare sunt mereu pescăruși. Da, așa este. Bunico, voiam să zic că îmi place atât de mult marea asta, ar trebui să le arătăm și lui tati și mami. Scena 10. Cred că e timpul să ne uscăm. Ah, tocmai ce văzusem o stea de mare. Uite, bunico, o stea atât de mare. Mi-a povestit despre familia ei de steluțe de mare. Mi-a zis că are 2 surori, 3 frați, 2 verișori și că în scurt timp o să aibă chiar și un nepoțel. Da, bunico, un nepoțel de stea de mare. Și cum o cheamă pe steaua de mare? Păi nu am apucat să o întreb. A zis că se grăbește. Trebuie să fie avut o grămadă de treabă de stea de mare. Vrei să spui că lucrează undeva? Bineînțeles că lucrează. A zis că are o companie în care face un fel de praf pentru stelele de mare. Și ce fac stelele de mare cu praful ăsta? Păi uite, bunico, având atât de multă treabă, au nevoie să se deplaseze destul de repede. Iar praful ăsta le ajută să ajungă mai repede la muncă. Eram curios, așa că am întrebat-o dacă pot să îmi pun o dorință. Așa cum îmi pot pune o dorință atunci când văd o stea căzătoare. Ei, și poți? Da, a zis că da. Am fost atât de bucuros când am auzit. Mie îmi place să-mi pun dorințe. Știi de ce, bunico? De ce, dragule? Păi uite,
Atunci când îmi pun o dorință, e o dorință. Poate să fie exact așa cum vreau eu să fie. Nu trebuie să se potrivească cu așteptările lui mami. Eu iubesc pe mami, știi, dar... Da, dragule. Dar știi, și dorințele astea sunt exact cum vrei tu să fie. Poți să-ți dorești să te întâlnești cu personajul tău preferat din desenele animate. Poți să-ți dorești să vezi o panoramă cu sistemul solar de pe lună. Poți să-ți dorești să ai o fermă de cai și nimeni nu poate să-ți spună să nu îți dorești asta, pentru că poți să-ți dorești orice. Sau poți să-ți dorești doar o înghețată cu pepene sau să dai drumul unui lampion de pe plajă. Eu mereu am vrut să fac asta. Știi că îți poți pune o dorință și atunci când dai drumul unui lampion. Serios? Serios? Știi ce cred eu? Cred că lumea e un spațiu special creat, așa încât să-ți poți pune dorințe în fiecare zi. Te încurajează să-ți dorești. Dacă îți dorești ceva, o faci așa, cu toată voința ta, astfel îți dorești degeaba. Asta îi face pe oameni să spere, să spere la mai bine, să spere că sunt iubiți. O să-ți spun un secret. Un secret? Ador secretele. Dar dacă nu o să reușești să țin secretul, dacă îl spun și altcuiva, nu o să te superi pe mine? Nu, dragule. Am încredere în tine că o să ai grijă de secretul meu. Și chiar de îl vei mai spune mai departe și altcuiva, atunci vei alege persoane speciale care să îl înțeleagă. Spune, bunico. Uite, dragule, dacă poți să-ți imaginezi ceva, nu doar un rezultat, ci și pacii prin care l-ai putea atinge, atunci e perfect posibil. De aici deducem că dacă vrei ceva, nu contează ce, tot ce trebuie să faci e să-ți dorești îndeajuns de tare. Dar, bunico... Da, dragule? Dar asta nu ar trebui să fie un secret. Asta ar trebui să fie un lucru cunoscut așa, de toată lumea. Știi? De toată lumea. Serios. Nu am apucat să te întreb. Ce ți-ai dori atunci când ai găsit steaua de mare? Ha, bunico. Dorințele nu se spun. Dar de data asta voi face o excepție. Mi-am dorit ca tu să trăiești veșnic. Știi? Să ai mereu grijă de mine. Apoi de copiii mei și de copiilor mei. Știi de ce, bunico? Pentru că eu cred că nimeni altcineva nu ar putea să iubească mai bine decât tine. Scena mă bucur să aud asta. Nu-i nimic. Scena 11. De bunii. Voiam să te întreb. Ce e moartea cu adevărat? Nu știu dacă e un moment bun să discutăm despre asta. De fapt, nu cred că există vreun moment bun în care să vorbești despre asta. Dar, bunico, te rog. Bine, dragule, uite, dacă mă gândesc bine, nici în mintea mea nu e un concept foarte bine definit. La un moment dat, expresia intră zilele în sac se materializează. Corpul nostru este prea bătrân ca să mai putem funcționa corespunzător. Nu ține de noi, ci de corp. Începem să ne bolnăvim, transmisiile neuronale nu mai sunt la fel de bune, reacționăm mai greu, articulațiile noastre sunt mult mai slăbite. Pe scurt, îmbătrânim. La un moment dat, se întâmplă ca una dintre legăturile astea din corp să cedeze doar pentru că al nostru corp este mult prea încet ca să mai poată fi viu, facem un infarct sau se întâmplă să ne îmbolnăvim și mergem din rău în mai rău. Păi, bunico, și am fost bolnav și apoi răcesc aproape fiecare iarnă, nu e așa? Așa e, doar că eu vorbesc de boli serioase, boli care se tratează mult mai greu, nu simple răceli. La un moment dat, pur și simplu, ajungi să tragi ultima gură de aer. Cum adică? Adică dispar, trupul tău se oprește, e ca atunci când dormi, doar că de data asta nu te mai trezești. Niciodată? Niciodată. Păi, și ce se întâmplă cu tine? Hai să zicem că suntem formați din trei părți, bine? Bine, și care sunt? Corpul, creierul și sufletul. Corpul pur și simplu se oprește și nu mai reușește să reacționeze la niciun stimul. De parcă ar fi făcut un scurt circuit, fapt ireversibil. Apoi acesta începe să se descompună, înțelegi?
Rămân doar oasele, ca în filmele cu pirați în care se găsesc doar scheletele piraților. În regulă, înțeleg. Și celelalte două? Mai avem creierul, adică mintea, și sufletul. Creierul e blocat în trup. Informația din el dispare permanent odată cu el, fiind de asemenea un alt fapt irreversibil. Chiar dacă ai decide să îl păstrezi în exact forma lui, de cu puțin timp înainte de moarte, nu ai avea ce face cu el. Ai nevoie de un alt trup. Bine, înțeleg. Și apoi? Apoi avem sufletul. Sufletul e foarte complicat și greu de înțeles. Unii ar putea spune, fără să clipească, că nu există. Sufletul e o urmă de speranță. E o urmă de speranță atât de frumoasă. În funcție de cultura sau religia la care te raportezi, se pot întâmpla multe cu sufletul. Unii spun că ajunge în rai, alții în iad. În unele religii se spune că se reîncarnează. Interesant, dar nu de fiecare dată tot în trupul unui om. În religiile astea se spune că se reîncarnează până când învață să ierte. În alte religii ai putea însă să găsești un număr stabilit de reîncarnări. Vorbind de suflete, aici putem face o paralelă la ideea de a-ți găsi sufletul pereche, un alt fel de amăgire care le promite oamenilor că dacă nu și-au găsit sufletul pereche în viața asta, s-ar putea să-l găsească într-o alta. Trebuie doar să aibă răbdare. Balivene, dacă mă întreb pe mine. Până nu văd cu ochii mei, nu cred. Dar cine sunt eu să contrazic asemenea teorii? Dacă atâția oameni cred în ele cu ardoare, atunci trebuie să fie puțin adevăr, nu? Deci, rămânem doar cu sufletul? Da, dar până acum nu a confirmat nimeni nimic în legătură cu asta, așa că putem spune că rămânem doar cu speranța că sufletul s-ar putea să trăiască veșnic, ca o oarecare parte din noi o să rămână la nesfârșit. Oricum ar fi, spui că sufletul ăsta stă undeva, nu? Nu neapărat. În timp ce unii cred că ar putea rămâne o veșnicie în propria casă, alții spun că e o energie care se sparge în univers, asemenea unei stele. Ciudată treabă. Și sufletul meu unde o să se ducă? Nu știu. Interesant e că dacă noi reușim să fim conștienți de acțiunile noastre și de alte lucruri din jurul nostru cu ajutorul creierului, s-ar putea astfel ca sufletul nostru să se reîncarneze sau să ajungă în rai, iar noi nici măcar să nu știm asta. Dacă oamenii ar fi conștienți că sufletul lor de sufletul lor și dacă ne-am putea reîncarna, atunci am putea spune fără probleme cine am fost în viața anterioară. Înțelegi? Dar noi nu putem face asta. Da, bunico, înțeleg. Nu îți face totuși griji în legătură cu asta. Mai ai atât de mult până acolo că nici nu-ți poți imagina. E un capăt de linie. Moartea e un zid de care un tren se izbește și se face praf, apoi nu mai poate fi reparat, deoarece era un tren atât de vechi încât nu se mai găsesc piese pentru el. Moartea îi sperie pe toți atât de tare, doar pentru că nu știu ce se va întâmpla după și nu își pot imagina un final irreversabil. Oamenilor, fiind centrul universului lor, le este greu să-și imagineze un univers fără ei. Iar cei care pot refuza să facă asta, oricum, fără moarte nu am putea trăi așa cum fără drojdie pâinea nu crește. Da, bunico. Ei, dar de ce plângi? Hai, nu mai fi supărat. Când o să mori, o să mor și atât. Nu o să ai timp să fii supărat și, în afară de asta, până acum nu știu să ai tu vreo cunoștință care să fi murit, așa-i? Da, bunico, dar tu ești deja atât de bătrână și de asta eram trist. Dar încă vie, atât de vie că nici nu poți să-ți imaginezi. Uite, dacă inima unui om încă bate și dacă el încă respiră, înseamnă că e viu. Ia, hai să verificăm, tu ești viu, așa-i? Da, așa e, adică așa cred. Păi să verificăm. Ai puls și încă poți să respiri? Da, inima mea bate. Trage aer în piept. Vezi, poți? Pot. Poți. Uite, acum eu am să-mi țin respirația și tu ai să verifici dacă încă trăiesc. Ne jucăm un joc dacă vrei. Poți să te prevaci chiar că ai un stetoscop. Bine, bunico.
Da, bunicu, așa e, trăiești. Da, așa e. Vezi? Scena 12. Salut, dragule, îmbracă-te. Știi că nu accept să întârzi la cursul de chitară. Mami, mami, dar eu vreau să mai stau cu bunica, mami. Scumpa mea, uite, crezi că am putea... Bunico, dar mie îmi place să stau cu tine. Deci eu nu pot să mai rămân cu tine. Și apoi, și atunci când stau cu tine, învăț o grămadă de lucruri. De ce trebuie să merg la toate cursurile astea? Când mie nici măcar nu îmi plac. Mie îmi place să stau cu tine, bunica. Dragule, stai calm, e regulă. Uneori trebuie să o asculți pe mama ta, doar știi prea bine că intențiile sale nu sunt altele decât bune. Da, bunica, dar eu vreau să stau cu tine. Ce decizie incontestabilă. Și când o să ajungi în alte momente asemănătoare în care va trebui să te supui unei oarecare autorități, ce ai să faci? Tot așa o să faci? O să reacționezi ca un copil, ca un copil mic, care clasifică totul în îmi place, nu îmi place și vreau și nu vreau? Ei bine, nu prea cred. Ai să te supui autorității și vei profita de oportunitățile care ți se oferă în cazul de față cursul de chitară. Dar, bunico... Dragule, niciun dar. Sunt sigură că ai măcar un coleg de școală care ar vrea să participe la așa ceva, doar că ai lui nu-și permit. Bine, atunci îi pot lăsa cursul ăsta oricui, doar să mai pot sta cu tine. Termină, nu este un capăt de lume. Sunt sigură, nu este un motiv pentru care să ajungi așa de supărat. Uite, dacă vrei, putem merge să ne jucăm un joc. Da, ce da. Joc? Putem să ne prefacem că suntem fantome. Sunt sigură că mama ta nici nu ar observa dacă de ocupată e să vorbească la telefon. Spui? Îți spun. Copilul și bunica încep să se joace. Bunica a adus niște cearșafuri din camera de zi și acum se prefac că sunt fantome în timp ce spun buhuhu. Sau bu. Da. Da, dragă, înțeleg perfect. Ideea ta este extraordinară, doar că e imposibil de implementat în condițiile date. Scuze-mă o secundă. Vă rog frumos să vă opriți. Mamă, te știam mai responsabilă de atât. Ai putea, te rog, să-i faci bagajul și să-i dai pantofii? Nu te mai impacienta așa. Doar este timp. Atât de mult timp. Mereu este timp. Vă rog frumos să vă opriți. Hai să-ți spun o poveste. O poveste despre cum timpul e relativ și ar trebui să ne bucurăm mai mult de el. Odată, acum mult timp, pe vremea când tigrii obișnuiau să fumeze, un bătrân și un prieten de-al fiului său au ajuns să fie fugăriți de un leu. Un leu atât de mare care nu apucase să mănânce nimic zile în șir. Cei doi au alergat atât de mult până când au ajuns la marginea unei prăpăstii. Aveau două variante. Să sară în prăpastie și să spere că vor supraviețui, cu toate că erau puține șanse, sau să aștepte ca leul să îi prindă din urmă. Tânărul era atât de panicat că nici nu își putea imagina. Tremura din cap până în picioare. Bătrânul, în schimb, conștient de soarta lui și de faptul că acum nu mai avea nimic de schimbat, s-a oprit. Era calm. Tânărul l-a întrebat de ce e atât de calm și nu se gândește la o soluție. Bătrânul s-a uitat la el și, foarte liniștit, l-a întrebat dacă a văzut cât sunt de frumoase florile de cireș. Stăteau lângă un cireș atât de mare, tocmai înflorit. Era un copac atât de frumos, un copac pe care mulți oameni nu ajung să-l vadă niciodată. În timp ce tânărul și-a petrecut ultimele clipe fiind extraordinar de stresat și de trist, bătrânul s-a bucurat de florile de cireș. Copile, învață să-ți păstrezi calmul și să te bucuri de ce ți se oferă deja. Dar, bunico... Te rog, nu. Oprește-te și pentru o secundă fii calm și recunoscător. Te rog. Bine, bunico. Bine. Te-ai încălțat? Acum, mamă, imediat. Bine, grăbește-te, rog. Ia, suntem în întârziere. Bine. Pa, bunico. Pa, mamă. Pa, dragilor, aveți grijă de voi. Bunica vă iubește.
Scena 13. Bunica rămâne singură în casă, o sună pe tanti Rica. Salut, Rica! Salut, dragă! Hai să spun ceva. Mi-au zis nepoții că, mă rog, știi tu, trebuia să vină anul ăsta, acum în vară. Treaba e că mi-au spus că au o grămadă de lucruri de făcut și nu mai ajung anul ăsta. Dar vine anul viitor, sigur. Fiind sigur. De 5 ani îți spun în fiecare an că vin să te vadă. În fiecare an e la fel. Nu cred că ajung în țară nici anul ăsta. Da, asta am vedea noi. O să mai vină ei. Dar ce, nu vor fi măcar așa o leacă dur din casă? Îl ia mica de ce i-au făcut botezul și nu au cum să-l aducă. Dai seama câtă gălăgie ar face cu un avion, iar cu mașina nicio șansă. Eu acum le-am zis că dacă au probleme cu banii, eu îi ajut cu ce pot. Oricum, dacă vin încoace, nu plătesc decât transportul. Ok, dar e complicat. Ăsta mare are deja 6 ani jumate, face 7 în ianuarie. Anul viitor, o posta poate pe Facebook și văd acolo. Când mă duc la prietena asta a mea, Doina. Dar că o știi pe Doina. Chiar nu știu, eu nu prea am înțeles cum funcționează, dar le-am văzut acolo, pe telefon. Eu le-am zis să nu mai facă poze, să nu mă posteze pe nicăieri, că râd lumea de mine. Dar au spus că nu, mă văd doar ei. Și-am zis, ăsta micu, când îl vezi, te topești, nu altă. Iar ăsta mare, el e taică. Mi-a arătat o filmare cu el cum joacă fotbal. Exact cum joacă Costel, Dumnezeu să-l ierte. Dar știi tu cum juca Costel aici, la noi? Că era mereu plecat în cantonament. Da, mi-aduc aminte. Plecau câte o săptămână. Că mergea și al meu cu ei, cu el. Lasă, era bine, ne aduceau așa ce mai era nevoie și nu au mai dus lipsă de nimic, că doar nu erau ei, nu știu cum făceau. Așa e, dar stai să spun, ăsta mare mi-a zis poezia de la Serpare. Ei, mă rog, eu nu am înțeles nimic, că știi, era în spaniolă. Dar lasă, că așa e bine, știi și română și spaniolă, că oricum la școală nu mai ia să vorbesc. Sunteți foc, băiat. Așa mult m-am bucurat când l-am auzit. Eu îți zic, are talent. Cine știe pe unde o să ajungă să joace când mai crești? Eu am încredere. Rica, te rog, toți copiii din clasa lui au zis câte o poezie. Asta nu înseamnă că acum o să fie actor. Nu, normal, de unde? Dar eu nu vorbesc degeaba, îți zic, al meu are talent. Mă rog, acum nu e obligatoriu să fac actor. Dar dacă ar vrea să se facă, nu ar avea probleme. Îți spun, ar fi timp de plin. Ce dicții, ce, cum să zic? Păi zic, așa mă, mișcare scenică. Dacă spui tu, așa o fi. Îți zic, zic sigur. Și ce mă gândeam? Uite, copiii ăștia or să duc o viață bună. Asta mare să face fotbalist sau actor, să vedem, dar trebuie că el are talent așa. Îți spun, și cât de el de frumușel, se poate face și polițist. Iar statare vine îmbrăcat așa, în uniform. Spune-i tu dacă nu ar fi o treabă. Așa e, așa e. Dar mihnea asta mică tău? De unde să știu? E mic încă. Ei, hai, dragă, că sigur s-a gândit el la ceva. Mic e nepotul meu, dar de-a fost botezat. Duminica tău e mare deja. Dar ce ziceai că au mai făcut ai tăi? Cu munca cum stau? E greu, măi, dar știi că e greu. El lucrează acum 2 schimburi, deja, că nu se descurcă cu plățile astea. Boala să-l ia, că toate sunt scumpe. Ea acum și-a terminat studiile posteciale, știi că vrea să facă farmacistă sau ceva asemănător. Dar nu prea găsește de muncă. E tare greu, mă. Da. Știi? Și acum dacă îți găsește ceva, nu are ce să stea copii. Se întâmplă că s-ar putea să găsească ceva și de ăștia mici tot trebuie să aibă grijă cineva. Ea vorbește cu cineva acolo și s-ar putea să găsească un loc de muncă pentru câteva luni. Și dacă e, o să trebuiască să mă duc eu să stau cu ăștia mici. Și cu ce ajungi la ei? Ei, cu ce? Cu avionul, dragă, dar dai seama că dacă e ceva, te ocupă ei să-mi cumpere bilet, eu nu mă pricep. Eu una, cred că asta ar fi cam singura posibilitate prin care ai putea să te mai vezi cu ei în viitorul apropiat, că de venit în țară, nu știu când mai ajung și știi și tu că e așa. A, dragă, da, nu-ți faci tu probleme, că or să vin ei. Scena 14. Nepoții lui tanti Rica nu au mai ajuns în țară nici în următorii 3 ani. Ea s-a îmbolnăvit și a fost internată în spital 2 săptămâni.
Copiii ei au spus că vor face tot posibilul să ajungă la spital, dar nu s-a întâmplat. Au trimis bani și nici măcar nu au venit la mormântare. Bunica s-a ocupat de toate aspectele legate de înmormântarea prietenei sale, pe care o știa de 20 de ani. A fost o perioadă destul de tristă. E atât de frustrant, atât de groaznic să înțelegi trecerea irreversibilă a timpului. Îmi e încă greu să accept trecerea în neant a orice cunoștințe, oricărei cunoștințe. Înțeleg însă că e un proces necesar prin care suntem cu toții obligați să trecem. O tristețe cu o greutate imensă se așează la mine în piept când mă gândesc acum la bunica mea. Bunicii sunt niște adevărate capodopere pe care le primim fără a oferi ceva pe măsură la schimb. Poate că nu stau cu noi prea mult timp, dar ne influențează creșterea, începând de la simple abilități cognitive până la adevărate credințe pe care apoi le purtăm cu noi oriunde. Sunt asemenea drojdiei care se găsește în pâine. Când guști o felie de pâine, nu are gust de drojdie, dar știi că fără ea nu ar fi crescut. Ar fi rămas atât de mică încât ți-ar fi trebuit de 3 ori mai mult aluat ca să umpli o tavă. Înțelegi scopul esențial al drojdiei, înțelegi că fără ea ar fi trebuit să muncești mai mult ca să poți pune mâncare pe masă. Ar fi trebuit astfel să stai la muncă mai mult și ai fi avut mai puțin timp pentru tine și pentru familia ta, dar așa tot ce trebuie să faci e să pui puțină drojdie în aluat. Dacă ești atent, ai să vezi că în casele lor, în urma lor și chiar hainele lor miros în mod inexplicabil și surprinzător a drojdie. E un miros pe care cu ușurință îl poți asocia cu ei. Așa-i?